dar conducerea ministerului nu s-a dovedit capabilă să asigure o conducere unitară a întregii, vaste, adevărat și foarte importante, care necesită multă disciplină, multă ordine și multă energie. De aceea am împărțit și am, din nou, și am creat Ministerul Industriei Alimentare. Însă, între acestea și jos, între, vor trebui să existe o conlucrare permanentă, strânsă, pentru că fără acest lucru nu se vor putea desfășura în mod corespunzător activitatea. Desigur, dorim însă să se evite situația de a se mai acoperi unii pe alții.